Așa? Da. Okay. Aceasta este tableta Sony Xperia S. Da, sigur că pot să spun eu. Concepută special pentru a comunica și a fi în mediul online permanent. Este interactivă prin aplicația Social Life, o aplicație menită să integreze 4 conturi de socializare, și anume Facebook, YouTube, Twitter și Google Reader. Ele pot, sunt informații care vin în timp real. Sunt informații care vin legate în timp real, care pot fi văzute concomitent sau separat, legate pe Facebook, Twitter, YouTube și Google Reader. De asemenea, există o aplicație existentă pe această tabletă, care se numește AR Remote Control, prin intermediul căruia puteți să conectați orice dispozitiv de home entertainment din casa dumneavoastră. Această conexiune se face prin infraroșu, iar acestea se pot conecta prin, se pot controla prin telecomandă. Este dispozitiv, această telecomandă, de exemplu, se poate conecta prin această telecomandă, se poate face, se poate închide un televizor sau un sistem home cinema, se poate umbla la volum, la canale și așa mai departe. În cazul în care el nu recunoaște telecomanda dispozitivului, aceasta, el o poate învăța apăsând butonul de pe tastatură concomitent cu butonul de pe telecomandă și îl învață fiecare buton în parte. Ce este o aplicație foarte intuitivă creată de Sony, special pentru Xperia S. Tableta are în acest moment această variantă, este 16 GB cu Wi-Fi, are 560 de grame în greutate și va fi disponibilă pe piață începând în această lună, iar varianta de 32 de GB cu 3G va fi disponibilă pe piață începând de la sfârșitul lunii octombrie 2012.